Preoților, așa după cum s-a citit dimineață în textul pentru ziua de astăzi, pentru sărbătoarea intrării triumfale, Domnul Iisus Hristos, atunci când a ajuns în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și a făcut o declarație extrem de tranșantă despre o clădire admirată în care poporul iudeu își punea toată încrederea în templu. Pentru ei, templul era o garanție a supraviețuirii națiunii. Oricât de rău au decăzut, oricât de mult a vorbit Dumnezeu împotriva poporului prin proroci, oricâte avertismente li s-au dat, au spus: Domne, câtă vreme avem templul, avem garanția că Dumnezeu nu ne va lepăda și în ciuda neascultării și răutății noastre, națiunea va supraviețui, pentru că templul acesta va rămâne în picioare, pentru că Dumnezeu nu-și poate distruge propria casă. Și odinioară un proroc spunea: templul Domnului, templul Domnului, așa spuneți voi tot timpul. Dar adevărat vă spun că templul acesta nu vă va salva. Și nu i-a salvat atunci când a fost distrus templul lui Solomon și n-avea să-i salveze nici acum. Motivul este ce au făcut ei din casa lui Dumnezeu. Dragii mei, noi am declarat această casă și am spus despre acest loc că este casa lui Dumnezeu. Însă aceasta nu este casa lui Dumnezeu datorită firmei pe care am pus-o, datorită literelor mari care transmit de la o poștă faptul că aici este biserica. Aceasta nu este casa lui Dumnezeu datorită înregistrării noastre undeva, într-un catastif care să ne dea statut. Aceasta este casa lui Dumnezeu numai atunci și dacă cei care se închină în ea îl slujesc cu adevărat pe Dumnezeu. Numai atunci și dacă cei care se închină în ea sunt închinători în duh și în adevăr, care ascultă poruncile lui Dumnezeu și împlinesc cuvântul său. Domnul le-a spus: aceasta, casa mea, cum este scris, se va chema o casă de rugăciune. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Peștera de tâlhari este locul unde se ascund tâlharii și locul unde își ascund prada. Locul de unde pleacă să-și săvârșească crimele. Locul unde fac planuri pentru crimele lor. În această seară, pentru că aș dori din toată inima, noi, templele ființelor noastre, să rămână case ale lui Dumnezeu și casa aceasta să rămână casa lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun care sunt lucrurile care transformă o casă de rugăciune într-o peșteră de tâlhari. Pot fi multe. Eu mă opresc la trei. Peștera de tâlhari este acolo unde oamenii fură slava lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni.
Slava și închinarea sunt doar ale lui Dumnezeu. Adevărații îngeri ai Domnului au avut mare grijă, ori de câte ori au venit să comunice mesaje din partea lui Dumnezeu, să nu permită oamenilor să li se închine. Oriunde vedeți un înger special care nu respinge închinarea oamenilor, să știți că ori este un demon, ori este însuși Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeu și care merită închinarea noastră. În Scripturi, de la o copertă la alta, singurul care are dreptul la închinare și la slavă este Dumnezeu. Vă aduc aminte, Moise nu a intrat în țara Canaanului pentru că doar printr-o simplă propoziție nu l-a onorat pe Dumnezeu înaintea poporului. Atunci când a spus, măi răzvrătiților, vom putea noi oare să vă dăm apă din stânca aceasta? Și cu năduf a lovit-o. Avea scuze? Avea scuze? Cel mai blând om de pe fața întregului pământ a ajuns la capătul răbdărilor, în fața cârtirilor, în fața răutății acestor oameni, a obrăzniciei lor. Însă pentru cuvintele acele și-a pierdut dreptul de a intra în țara promisă. Atât de aspru pedepsește Dumnezeu când cineva îi fură slava și îl dezonorează. Un alt împărat n-a zis el nimic. Alții au zis când a vorbit. O fi vorbit bine, o fi vorbit frumos. Glas de Dumnezeu, nu de om. Și ascultați, fraților, ce trebuia să facă omul ăsta să scape cu viață? Vă aduc aminte când Sfinții Apostoli Pavel și Barnaba au ajuns într-o cetate și au făcut minuni și oamenii au venit să le aducă jertfe și să se închine lor. Spune Biblia că și-au rupt hainele și le-au spus, opriți-vă oamenilor, noi suntem oameni ca și voi. Ei, i-a costat treaba asta. Când și-au dat seama că sunt oameni ca și ei, i-au tratat ca pe oameni, au mâncat bătaie acolo. E un mare pericol pentru un muritor să-și asume creditul pentru lucrările lui Dumnezeu. Frați și surori, ascultați, e bine să ne apreciem unii pe alții, e bine să ne respectăm unii pe alții, să ne dăm cinste, că Biblia spune să ne cinstim și să ne onorăm unii pe alții. Dar până la slavă și la închinare, slava și închinarea se cuvin doar Domnului. Pentru că El a murit pentru noi și dacă suntem ai cuiva, suntem doar ai Domnului. Și dacă ne închinăm și dăm slavă cuiva, dăm doar Domnului. Când dăm slavă oamenilor, ne punem în pericol pe noi și îi punem în pericol pe ei. Vedeți, stau și mă gândesc la marele Ezechia. Când a venit el înaintea lui Dumnezeu, a plâns că era încă tânăr. Își consolidase împărăția în râvna lui pentru Dumnezeu, purificase țara, dărâmase altarele idolești și idolii.
făcuse curățenie în țară, avusese parte de mari biruințe și s-a îmbolnăvit. Și Dumnezeu a trimis un profet la el pe Isaia și i-a spus: pregătește-te, pune-ți casa în rânduială, rezolvă-ți problemele pentru că vei muri. Prorocia lui Isaia era credibilă. Spune Biblia că Ezechia a avut niște umflături, a avut o boală vizibilă. A întors cu fața la perete, a plâns înaintea lui Dumnezeu și a spus: Doamne, adu-ți aminte că te-am slujit și am fost plin de râvnă din tinerețe. Uită-te la toate lucrurile pe care le-am făcut și ai milă de mine. Dumnezeu își întoarce prorocul din drum și spune: te spune că mi-ai dau 15 ani. Dai încolo de 15 ani, Ezechia. Cu sau fără ei, tot aia este. Vedeți, noi când ne îmbolnăvim, ne-ar mai trebui o săptămână, ne-ar mai trebui o lună, ne-ar mai trebui un an, ne-ar mai trebui doi. Trec și ăștia și parcă tot nu sunt destui. Dar ce tragici au fost acești 15 ani pentru marele împărat Ezechia. Că au venit imediat solii satanei care puseseră gând rău împărăției. Și când au venit, l-au felicitat și l-au lăudat. Nu numai pentru marile lui biruințe militare, ci pentru că a biruit o boală incurabilă. Și spune Biblia că Ezechia s-a umflat de mândrie. Așa dai titlul, vudulia lui Ezechia. I-a dus și le-a arătat toate comorile, toate valorile împărăției. Și în tot ceea ce a discutat cu acești oameni, nici măcar o dată nu i-a dat credit lui Dumnezeu și nu l-a pomenit pe Dumnezeu și nu l-a mărturisit pe Dumnezeu și lucrarea lui cea mare. Și ascultați cum decade un om din punct de vedere nu numai spiritual. Decăderea lui Ezechia a fost spirituală, dar atunci când nu-i dai slavă lui Dumnezeu, devii un om denaturat. Denaturat. Vine înapoi prorocul și spune: pentru că nu i-ai dat slavă lui Dumnezeu și nu i-ai dat închinare, te-ai lăudat pe tine însuți și ai acceptat laudele acestor oameni. Știi ce se va întâmpla după moartea ta? Știi ce vor păți copiii tăi? Știi acești împărați ce vor face națiunii tale? Și ascultă Ezechia sentința lui Dumnezeu pentru viitorul națiunii. Te-ai fi așteptat să cadă jos, să spună: aduceți-mi o gardă, fug repede după ei să le spun de Dumnezeu. Nu, a spus: cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a rostit Dumnezeu e un cuvânt bun. Îmi place cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în timpul vieții mele va fi pace și liniște. Judecați voi, fraților, cât de periculos este să furi slava lui Dumnezeu. Cât de periculos este să nu-i fii lui recunoscător pentru ceea ce face în viața ta. Cât de periculos este să-ți așezi pe umeri fala biruințelor Domnului. Știți de ce? Din punct de vedere spiritual, ești decăzut. Dar și din punct de vedere uman, ești denaturat. Nu te mai interesează de soarta copiilor, nu te mai interesează de viitorul națiunii, să-ți spui ce ție bine cât oi fi tu în viață. Asta a rămas de Ezechia. Iată de ce, și să mă iertați, n-am nimic împotrivă, poate că oamenii sunt bine intenționați, dar pe mine mă râcuie, exact ca și cum te duci cu ghearele pe un bord din ăla și tragi. Așa aud eu aplauzele când oamenii aplaudă.
Pentru că în mintea mea de român trăit în comunism, aplauzele erau o formă de idolatrie, de închinare, de laudă la adresa oamenilor. Și nu mă interesează că îl arată oamenii pe Dumnezeu și spun Domnului, 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 că în sinea lor, știți ce gândesc oamenii când aud aplauze? Care au fost mai tari, la mine sau la ăla? Fraților, nu vă spun să ne aplaudați, că și cu aminurile și cu aleluia putem să facem discriminări din astea. Și le putem asuma și însuși nouă, de parcă ne-ar fi zis nouă cineva aleluia și slavă. Dar ascultați-mă, dacă vreodată sunteți undeva unde se aplaudă și aplaudați și voi, fiți siguri că nu dați slavă oamenilor și că nu sunteți în primul rând încântați de performanță și că este o închinare sinceră. Iar dacă nu ești sigur că ai dat de două ori din palme și ai făcut-o pentru om sau pentru Dumnezeu, auzi, scutește-ți efortul și mai bine varsă o lacrimă spre slava Domnului și închină-te și mulțumește lui Dumnezeu că s-a folosit de cineva pentru mântuirea, pentru zidirea spirituală a oamenilor. Ceea ce transformă casa de rugăciune într-o peșteră de tâlhari este atunci când oamenii își însușesc, fură slava lui Dumnezeu și o dau oamenilor. Apreciem sacrificii, apreciem eforturi, apreciem ceea ce este frumos și excepțional, avem spirit estetic. Pot să mă duc fără nicio problemă să bat un frate pe umăr și să-i spun slavă Domnului pentru mesajul pe care ți l-a dat. Și aștept de la el să zică slavă Domnului. Dar să ne ferească Dumnezeu într-o bună zi, să ne credem mari predicatori, mari cântăreți, mari oameni, fără să ne dăm seama, așa cum a spus Apostolul Pavel, că despărțiți de Domnul nu putem face nimic, a spus Domnul Iisus și Pavel a spus ce aveți și să nu fi primit. Doi, lucrurile care transformă o casă de rugăciune într-o peșteră de tâlhare. Atunci când furăm, înnăbușim și deformăm adevărul. De dragul sau de frica oamenilor. Deformarea adevărului duce la erezii. Deci, în vremea Domnului Iisus Hristos, problemele cele mai mari le-a avut cu fariseii. Fariseii vreau slava pentru ei. Dar în același timp, fariseii au introdus erezii. Au introdus ritualuri și au creat aparențe. Iată de ce cuvântul fariseu este tot una cu fățarnic. Fariseism înseamnă fățărnicie. Știți cum putem deforma adevărul? În primul rând, prin învățături false, printr-o doctrină falsă, care să acomodeze preferințele oamenilor, sau printr-o trăire falsă. Știți că este un pericol mai mare decât să spui ceva greșit. Este să spui ceva corect și să nu trăiești. Problema fariseilor din vremea Domnului Iisus Hristos și a fariseilor de astăzi este și una și alta.
și strâmbau legea potrivit preferințelor lor și ce spuneau nu împlinea. Oamenii care se poartă așa transformă casa lui Dumnezeu și transformă casa ființelor într-o peșteră de tâlhare. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. În Romani, în capitolul 1, și mai citim pe urmă câteva versete. Roman, capitolul 1, versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e necinstit. Și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor. De dragul păcatului, de dragul nelegiuirii, strâmbă calea Domnului. Auziți ce spune apostolul Pavel lui Timotei? În 2 Timotei, capitolul 4, versetul 3 și 4. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Și acum ascultați, o să punem în context ceea ce s-a întâmplat în vremea Domnului Iisus Hristos, ce spune prorocul Maleahi, ultima carte a Vechiului Testament, în capitolul 2. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu. Cum dăm slavă numelui Domnului? Păstrând învățătura curată și sănătoasă, așa cum ne-a fost încredințată? Pentru că uitați ce spune aici. Dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat, pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Iată, vă voi nimici sămânța și vă voi arunca balega în față, balega vitelor pe care le jertfiți și veți fi luați împreună cu ele. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta pentru ca legământul meu cu levii să rămână în picioare, să fie mișcat potrivit cu preferințele sociale, cu mersul lumii. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. Am vorbit un pic despre legământul de viață și de pace și legământul de pace și de moarte al lui Anticrist. I l-am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți i-a abătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Atunci când furăm slava lui Dumnezeu, atunci când furăm și înăbușim adevărul,
Și în al treilea rând, atunci când furăm binecuvântările lui Dumnezeu. Când și cum devine furt o binecuvântare a Domnului? Bineînțeles, tot cartea profetului Maleahi ne vorbește despre lucrul acesta și zice în Maleahi capitolul 3, versetul 8, se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi, dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot pohorul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. În vremea aceea, Israelul a păcătuit prin faptul că n-au mai prețuit masa Domnului și casa Domnului. Dacă vă uitați de la prima pagină, la primul capitol din Maleahi, cuvântul lui Dumnezeu spune că au disprețuit masa Domnului. Versetul 12 din Maleahi 1, dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți masa Domnului este spurcată și ce aduce este o mâncare de disprețuit, ce mai osteneală și o disprețuiți, zice Domnul, și aduceți ce este furat, șchiop sau bolnav. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Așa rezolvau ei problema ritualurilor pentru reabilitarea lor spirituală datorită păcatelor. Așa. Dar mai mult decât atât, îl tâlhăreau pe Dumnezeu prin faptul că nu aduceau partea lui Dumnezeu la casa lui Dumnezeu. Dumneavoastră precis vă gândiți și spuneți, frate, mai devreme puțin, ai zis că suntem o biserică darnică. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Nu slavă nouă, slavă Domnului! Dar să știți că nu doar banii noștri sunt resurse pe care ni le dă Dumnezeu ca să ne închinăm înaintea Lui cu ele. Și contribuțiile noastre în ele însele sunt mari valori pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu vede sacrificiile pe care le face fiecare, dar atenție, nu compensează tot ceea ce noi trebuie să jertfim înaintea Domnului. Știți că Dumnezeu ne-a dat viață și sănătate? Și că ori de câte ori punem viața și sănătatea noastră pe altarul lumii, pe poftele noastre, pe preferințele noastre, pe distracțiile noastre și nu îi le oferim lui Dumnezeu, îl tâlhărim pe Dumnezeu. Ori de câte ori nu folosim ființele noastre și darurile și talentele cu care ne-am zestrat ca să-L lăudăm pe Dumnezeu. Îl tâlhărim pe Dumnezeu. El ne-a dat viață, El ne-a dat sănătate, El ne-a dat timp și resurse. Cred că inclusiv calendarul nostru zilnic poate demonstra ce fel de închinători suntem. Dragii mei, în calendarele noastre punem toate întâlnirile, programările pe care le avem. Stau și mă gândesc, de câte ori am introdus cercetarea scripturilor, devoțiune, rugăciune, în aceste calendare personale. Pentru că timpul este o valoare, este o resursă pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Cât din timpul pe care l-ai la dispoziție, pui la dispoziția lui Dumnezeu. Că din talentul tău,
talentul tău. Știți ce rugăminte am în seara asta? Ia vă rog frumos pe unii să vă duceți și să dezgropați talentul ăla. Unii l-ați îngropat adânc de tot. Ați și uitat de el. Doar pentru că ai uitat tu de el, să știi că n-a uitat Dumnezeu. Și într-o zi stăpânul va veni și va cere socoteală de talentul acela. Ascunderea talentului în pământ, îi spunea Domnul acelui ispravnic, acelui rob. Zice, rob viclean. Te rog din toată inima, adu talentul, folosește talentul, lasă-te folosi de Dumnezeu, pune-l în slujba lui Dumnezeu. Pentru că partea Domnului din toate lucrurile, nu numai din bani, din timp, din energie, este o dovadă a recunoștinței și credincioșiei noastre față de Dumnezeu. Dragii mei, știți că în cele din urmă toate peșterile de tâlhari vor fi găsite și distruse. Casa lui Dumnezeu niciodată nu va fi distrusă. Dacă noi suntem casa lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun, casa lui Dumnezeu va fi în cer. Aici, pe pământ, vor rămâne peșteri. Și da, mă refer la trupurile credincioșilor, care vor fi îmbrăcate în slavă. Noi care suntem un templu sfânt în Domnul, creștem ca să fim o casă a lui Dumnezeu. Iată de ce vă rog foarte frumos. Haideți în seara aceasta să ne facem o analiză. Vedeți, cel mai blând om de pe fața pământului, Moise, a dat cu tablele de pământ și pe urmă a lovit și stânca cu toiagul. Mai blând ca Moise, Domnul Iisus Hristos a pus mâna pe bici și a răsturnat mesele. Moise a fost considerat un bun ispravnic pentru casa lui Israel. Domnul Iisus Hristos este ispravnic peste casa lui Dumnezeu. Această seară, fiecare dintre noi suntem chemați să verificăm puțin atitudinea noastră, viața noastră, slujirea noastră, nu cumva să furăm slava lui Dumnezeu vreodată. Să ne ajute Dumnezeu, toată închinarea și toată lauda să-i o dăm Lui. Amin. În al doilea rând, să fim onești, să lăsăm adevărul lui Dumnezeu să rămână adevărul lui Dumnezeu, să nu-l schimbăm pentru ca să acomodeze stilul nostru de viață, preferințele noastre. Și chiar dacă îl lăsăm să fie așa și dăm din cap și zicem amin, să ne ajute Dumnezeu să-l și trăim în viețile noastre. Și nu doar să păstrăm niște aparențe. Și apoi, din tot ce suntem și din tot ce avem, să-i facem o parte generoasă lui Dumnezeu. Pentru că împărăția lui Dumnezeu pe pământ, resursele împărăției pe pământ, acțiunile împărăției pe pământ, sunt ale lui Dumnezeu prin oamenii lui, prin copiii lui, prin biserica lui. Ne ridicăm în picioare. Ne facem o cercetare și ne rugăm ca în ziua intrării triumfale aceste adevăruri să rămână valabile, adevărate, în dreptul fiecăruia dintre noi.